Bună seara, dragi prieteni! Știrea zilei în alta curte de casație și justiție a anulat abuzul comis de politruci PSD-PNL din biroul electoral central și Alianța Dreapta Unită va fi trecută pe listele de vot. Deci mecheria perversă făcută de toarășul Ciolacu și politrucii lui n-a ținut. Se confirmă, dragi prieteni, ceea ce explicam și în emisiunea live Q&A de duminică. Am observat un lucru foarte interesant, chiar din acea emisiune și ulterior pe rețele sociale, fapt care îmi confirmă convingerea că a fost o manevră perfidă a PSD-ului, Faptul că foarte multe conturi false au venit să răspundească imediat un punctaj în legătură cu această situație. Și punctajul era, domnule, de vină sunt ei, de vină e Toma, că n-a făcut nu ce trebuia să facă. Eu n-am mai intrat în emisiune în toate detaliile proceselor care sunt acolo. Am dat câteva exemple, am dat un exemplu de la alegerile parlamentare în 2020. Iată că toată discuția devine inutilă în momentul în care un complet al în alte curs de casație și justiție a analizat situația și a anulat hotărârea Biroului Electoral Central, constatând că trebuie înscris Alianța Dreptei Unite în competiția electorală care va avea loc cu prilejul alegerilor comasate, locale și europarlamentare. Faptul că ăștia au fost pregătiți cu punctaje, faptul că au răspândit imediat punctajele, vine să arate că este o manevră perfidă. O să mai vorbim despre asta, dragi prieteni, dar înainte să vă dau și o știre așa, continuarea unui alt subiect. Mă rog, era un subiect de glumă, un subiect de pamflet din emisiunea de duminică, dar astăzi, citind știrea, m-am lămurit și aș dori să împărtășesc și cu dumneavoastră, să mai și descrețesc puțin frunțile, revelația pe care am avut-o că în emisiunea de duminică am explicat cum e cu sigla SOS, da? cu cele patru farfurii și oala cu ghiveci în mijloc. Și explicam de ce tot fac referiri culinare la adresa doamnei Diana Șoșoacă. Și astăzi am aflat, dragi prieteni, Evrica, pentru că domnul Silvestru Șoșoacă, soțul doamnei Diana Șoșoacă, mă rog, fostul soț, că sunt în divorț acum, el s-a lăudat în momentul în care doamna Șoșacă l-a dat afară din partid, a zis că el a pus numele partidului și că el a făcut sigla și că el este în esență creatorul acestui partid. Și m-am tot întrebat dacă el e creatorul, de ce sos și de ce patru farfurii? Astăzi aflăm, dragi prieteni, că au ieșit să se atace cei doi soți la televizor, dintr-o declarație de la televiziunea infractorului Maricel Păcuraru, Realitatea TV, televiziune care promovează pe răspopitul Terheș. Am vorbit despre el săptămâna trecută, făcut europarlamentar de infractorul Liviu Nicolae Dragnea. Terheș este bineînțeles invitat astăzi la emisiunea Anca Alexandrescu, șefa propagandei infractorului Liviu Nicolae Dragnea, care este pus din nou pe listă la gruparea extremistă rusofilă AUR. Și care, știți ce, Daravela a făcut cu prilejul discutării în plenul Parlamentului European, discutării măsurilor privitoare la jaful comis de ruși cu Tezaurul României. Și ăsta a băgat un amendament acolo, menit să blocheze totul. Am vorbit săptămâna trecută pe tema aceasta, nu mai insist, ați văzut linkul sus deja, puteți vedea mai multe detalii, și la final o să apară un box pe ecran în ultimele 10-15 secunde, capcana perversă aur. Puteți intra acolo, mai ales cei care ați venit mai de curând pe canalul de YouTube mă limbo Jurnalist Independent, puteți afla acolo foarte multe detalii. Pentru că eu, din primăvara anului 2020, vorbesc despre asta. Dar să revenim la soții Șoșac. Astăzi am înțeles, dragi prieteni, de ce domnul Silvestru a pus numele Partidului SOS. Și sigla a făcut-o din patru farfurii. Pentru că era foame, oameni buni, săracul. Astăzi a făcut o dezvăluire, o destăinuire, cum vreți să-i spuneți. Da, o spovedanie la televiziunea infractorului Maricel Păcuraru. Și a spus domnul Silvestru Șoșoacă. Eu mâncam o lingură, ea mâncat toată oala. <laughs> Deci de aia a pus domnul, că eu n-am înțeles domnule ce a bătut joc de ea. De ce a vrut să-și bată joc de ea? Da? Inițial am crezut că doamna Șoșoacă a ales. Da? Și m-am gândit că na, s-a gândit femeia la chestiuni culinare, farfurii, sos, nu știu ce. Dar de fapt domnul Șoșoacă zice că dânsul a ales pentru că era foame omului, dragi fiite. Toate ca toate, dar foamea pe care a durat o săracul de el în acest mariaj Pare că l-a traumatizat rău de tot, dacă vorbește despre asta la televiziuni. Televiziunile infractorilor, unde sunt promovați, dragi prieteni, sunt promovate cele mai puturoase trompete ale propagandei rusofile la România TV, televiziunea infractorului Maricel Păcuraru. Și repet din nou, am mai spus într-un comentariu, Red Flag, episodul 2 despre Florin Călinescu, problema nu este decizia lor de a merge. Problema este interesul mogulilor infractori, ca Maricel Păcuraru, ca infractorul Dan Voiculescu și alții, interesul lor cu persoanele respective, că nu le promovează aiurea și fără niciun motiv. Și de asta eu spun că e un big red flag când apar ăștia acolo. Dacă ar fi partid parlamentar, da, atunci am putea spune, dar numai dacă sunt dezbatere parlamentare, că sunt obligați dacă fac dezbatere, ați văzut pe B1 se respectă regula asta, pe Digi am văzut că se respectă, pe TVR Info, trebuie să cheme, când cheamă un parlamentar de la putere, trebuie să cheme și parlamentar de la opoziție. Dar nu e cazul acum cu toarășul Terheș și cu Florin Călinescu, ca să înțelegeți care de fapt este definirea apartenenței și cu mișcarea făcută de Mario Mocan și PDU, da? Bun. Să depășim momentul doamnei Șoșoacă. Doamna Șoșoacă continuă seria ghiveciului halucinant. Spune că se simte urmărită, că cineva ar fi filmat-o la duș, vă da seama și ar vrea să dea acele imagini înfiorătoare groaznice, să le dea publice, dar cine ar vrea să se uite la așa ceva, nu-și pune problema doamna Șoșoacă. Totul este beyond anything dincolo de orice granițe și limite ale normalului, da? Să venim la subiecte serioase. Eu am tot comentat și ăștia s-au supărat pe mine. Eu îl rog pe domnul general, rog, să nu se mai supere pe mine, să-și facă treaba. Da? Eu tot comentez și tot vorbesc despre faptul că noi plătim degeaba salarii și pensii speciale și că instituțiile statului în România nu fac nimic. Ambasadorul Rusiei a fost chemat la Mai. Și după aceea a postat o, un mesaj absolut bagiocoritor pe Facebook. Prin alte țări au fost dați afară din țările respective. La noi sunt lăsați să facă ce vor ei, dragi prieteni. Ia uitați-vă aici Republica Moldova, că eu tot spun asta, dar repetiția e mama învățăturii, trebuie să ne uităm la știrile din Republica Moldova, să comparăm tot timpul cu ce se întâmplă în România. Știți ce s-a mai întâmplat în Republica Moldova la capitolul combaterea amenințării Imperiului Răului, Chișinăul mai expulzează un spion rus, deghizat în diplomat. Chișinăul, dragi prieteni, știm cu toți în România care pot fi resursele Republicii Moldova. Da? Statale, mă refer. Nu e țara unei Europene, nu este țara membră NATO, nu are numărul de servicii secrete din România, Serviciile secrete de acolo nu au nici pe departe numărul de angajați din România, bugetele sunt de 100 de ori mai mici, salariile nu sunt atât de speciale și pensiile nu sunt atât de nesimțite. Dar ce să vedeți? Acolo îi servesc națiunea. Acolo, în mod constant, se iau măsuri împotriva influenței dictaturii criminalului de război Vladimir Putin. La noi, deși noi plătim mult mai mult nu se întâmplă nimic, oameni buni. Nimic. Și trebuie să ne întrebăm. De ce nu se întâmplă nimic? De ce plătim unor speciali pentru ce și-au oamenii aia salariile? Pentru ce și-au pensiile nesimțite? Pentru ce le plătim noi factura la curent, la gaz, la tot ce consumă dânsii în sediile lor de lux? De ce? Dacă ei nu livrează nimic societății, oameni buni. Și să nu spuneți că Rusia acționează în toate țările din jur, numai România nu acționează. Ce motiv ar avea? N-are nicio logică, n-are niciun sens. Evident că dacă au spion deghizați în diplomați în Republica Moldova, au și în România, este evident că fac operațiuni, că se vede pe la unele televiziuni, ale mogulilor, ale cartelului mafia, media, împotriva cărora statul român nu face nimic. Se vede pe rețele sociale, unde este propaganda trolului Putin, este la un nivel fără precedent, de câte ori postez de șoșoacă, imediat îmi vin sute, oameni buni, de conturi false, exact ca în cartea Jessica Iar o trollii lui Putin, exact pe același model. Deci este clar de unde provin aceste lucruri. Și specialii nu fac nimic. Ei zic că pot. Domnul general rog de la SRI, care este șeful diviziei The Net, da? cyber a SRI-ului. A zis, noi putem face orice. Păi de ce nu fac oameni buni? De ce nu fac? Simplu. Pentru că puterea politică PSD, PNL, sub un altul patronaj al domnului președinte Claus Iohannis, are un interes, are un motivare, ceva. Este ceva foarte puturos cu ei. Foarte puturos. Da? Și vorbim de exemplu de televiziunile cartelului Mafia Media, am citit astăzi o știre că Piedone, candidatul infractorului Dana, infractorului Dan Voiculescu, Patronul de la Antena 3, dacă Piedone e cu partidul lui Felix, s-a întâlnit cu primarul comunist rusofil al Chișinăului. Și Piedone, pe rețele sociale, dacă urmăriți postările, o să vedeți că este susținut de către aceleași armate de troli. Cu comentarii similare și anumite cuvinte, anumite fraze se regăsesc exact ca și la șoșoacă. Dacă citiți cartea trolii lui Putin de Jessica Aro și dați o tură după aia pe rețele sociale să vedeți cine și cum comentează la piedone. Lăsați un comentariu acolo în care criticați să vedeți că este fix același modus operandi. Păi asta înseamnă manipularea perversă a opiniei publice, oameni buni. Și instituțiile statului român dorm în bocanci. Dorm. Da? Salarii încasează. Salariile, doamne ferește. Doamne ferește. Salarii speciale, pensii speciale, case de sănătate, să nu credeți că dacă se îmbolnăvește, vreunul merge ca noi la spitale. Nu, există rețea a lor de sănătate, da? Fix ca pe vremea securității, oameni. Nici o diferență, nicio diferență, dragi prieteni. Doar că țara nu se mai cheamă Republica Socialistă România, se cheamă România și teoretic este țara membra a Uniunii Europene, țara membru NATO. Practic, nu știm exact ce au făcut ăștia aici, cum funcționează. E fie Republică infracțională, ați văzut interviul de ieri despre clanul Iordan, fie republică a grupărilor de corupție, pușculiții ale serviciilor secrete, dar nu prea mai arată deloc ca o țară europeană. Niciunde nu veți vedea într-o țară europeană, de exemplu, ca să revin la subiectul de la început, cu mișcarea perversă a lui Ciolacu, că încearcă să blocheze un alt partid parlamentar, cei care au puterea ca să nu participe la alegeri, este ceva, oameni buni. E ceva de Rusia lui Putin. Politizarea instituțiilor statului. Nu mai avem instituții în țara asta, oameni buni. Nu mai avem instituții. Și știam o știre despre poliția română. Acum câteva zile a fost găsit trupul neînsuflețit al unui francez legat la mâini și împușcat. Și poliția a dat informația că a fost asasinat în stil mafiot. Și acum poliția vine și spune, nu domne, s-a sinucis. S-a legat singur la mâini, s-a împușcat, nu știu cum a făcut. Dar este o lipsă crasă de profesionalism. Crasă, oameni buni. Pe cum să confunzi tu o sinucidere cu o execuție în stil mafiot? Sau cum să transformă execuție în stil mafiot într-o sinucidere? Sunt... nu e ca și cum s-a găsit un cadavru și nu știm ce e cu el. Era omul, era legat, era... Pur și simplu, sunt două variante care arată că undeva la mijloc este o lipsă de profesionalism crasă, oameni buni. De ce? Pentru că toate instituțiile au fost politizate toți incompetenții, toți nepoții, toate amantele, toate pupezele secretare de pe la partid s-au trezit. Făcute polițiste, făcute inspector la o protecție a consumatorului, făcute peste tot prin instituții. Și așa instituțiile au ajuns să colapseze, să nu mai funcționeze pentru noi, da? Funcționează exact ca și serviciile secrete. Să-și ia domnile lor salariile, să treacă timpul, să meargă la o pensie specială pe care noi fraiere o plătim, da? Cam atât. Pentru Propriu beneficiu al angajaților. Da? Instituțiile alea au niște legi de funcționare, unde au niște obiective clar stabilite. Păi nu-și mai îndeplinesc obiective la oameni buni. Nu se poate așa ceva. Chișinăul expulzează un diplomat rus care a răspuns la deschiderea de către Rusia a secțiilor de votare în regiunea transnistreană, contrar interdicției impuse de autoritățile constituționale. Marți dimineața ambasadorul rus Vitalie Vitale scrie pe 2 cevele. Ambasadorul rus Oleg Baznețov a fost convocat din nou la Maia Moldovean. După ce la sfârșitul studiului trecute a mai fost invitat dată la minister pentru a fi mânat o notă de protest în legătură cu intenția Rusiei de a sfida Chișinăul. Prin descriderea a șase secții de votare în regiunea transnistriană pentru alegerile din Rusia. Atunci, la ieșirea din mai, ambasadorul rus le-a spus jurnalistilor că secțiile de vot vor fi deschise și că mai rus a luat decizia în comun cu administrația separatistă pro-rusă. Luni 18 martie, în cadrul unei conferințe de presă, președinta Maia Sandu a condamnat gestul Moscovei și a anunțat că guvernul va reveni scurt timp cu acțiuni acțiune de răspuns. Potrivit surselor 2 cv de data aceasta, Chișinău l-a indicat exact numele diplomatului care urmează să părăsească Republica Moldova în următoarele ore. Anterior, numele acestuia a apărut în scandalul de spionaj. 2 cv sursele 2 cv susțin că funcția oficială a diplomatului rus expulzat nu coincidea cu activitățile și sarcinile reale pe care acesta le îndeplinea. Din aproape 50 de diplomați în Moldova, Rusia mai rămâne cu 9. Da? De deci se face curățenie, oameni buni. Numai la noi nu se face curățenie, la noi Putem în societate. Pute, oameni buni. Pute. Toată gunoiul rusofil în societatea românească. Și nu se salubrizează. Și nu știm de ce. Că noi plătim pentru salubritate. Da? E ca și cum am plătit fiecare lună Facturi tot mai mari la salubritate, și gunoiul s-ar strânge în fața blocului, n-ar veni nimeni să ridice. Cam asta se întâmplă în România. Da? Noi plătim facturi tot mai mari, taxe și impozite tot mai mari ca să funcționeze statul. Și statul nu funcționează. Nu știm ce face statul român. În frunte cu domnul mare absent, chiulangiu, repetent, domnul președinte Claus Ioanis. Da? Haideți să venim la știrea zilei. Zic eu, cea mai bună știre a acestei săptămâni, Alianța Dreapta Unită va fi pe buletinele de vot la alegerile din 9 iunie. În alta curte a anulat decizia BEC de a nu recunoaște alianța, scrie Adrian Ardelean, pe Europa Liber. În alta curte a admis contestația față de o decizie a biroului Electoral Central care nu a recunoscut protocolul de construire a alianței. Pentru că nu era legal ce a făcut BEC. Exact ce am explicat și eu în emisiune. Acum, n-am intrat în toate detaliile și în toate chichițele. Pentru că nici nu mai devine interesant. Toată chestiunea asta de procedură De chestiuni judiciare Dar se dovedește că este așa cum am explicat Norocul lor că au nimerit la un complet Că eu asta am spus domnule, singura problemă e să nimerească la un complet de judecători Cistici, dacă nimerește anulează decizia Becului, da? Norocul lor Că n-au nimerit la vreo filieră de aia de tip Savoniera, da? Norocul lor Și norocul Tuturor oamenilor Care vor să meargă la niște alegeri unde să aibă Cât mai multe opțiuni de vot, da? În alta curte, ce a zis Drulă, președintele USR, în alta curte ne-a dat dreptate și a constat că decizia BEC de respingere a scrierii protocolului Alianței Dreapta Unite este un abuz. Un atac direct la adresa democrației din România. Partidul Forța Dreptei transmite într-un comunicat că decizia în alte curs dovedește că hotărârea inițială a Biroului Electoral Central a fost una determinată de o majoritate politică ostilă democrației, controlată de PSD, care a ieșuat lamentabil în încercarea de a împiedica o candidatură a Alianței Dreapta Unită. Nu mai intru în detalii, am făcut comentariile pe această temă. Duminica am vorbit o oră în emisiunea Live Q&A. Acum, ceea ce am spus eu se confirmă prin hotărârea în alte curs de casă justiție. Pe toți cei care doriți și mai multe detalii, mai multe opinii, vreți să vă faceți un punct de vedere, vă invit să intrați în secțiunea Live Q&A sau chiar pe homepage să vă uitați. Apare materialul live de duminică. O oră puteți să vă uitați, să vedeți comentariile mele pe această temă. Ce să vedeți, dragi prieteni? Firea s-a potolit, nu mai vrea să fie primăriță, că i-au dat un ciolan. i-au dat un pic ciolanul și au potolit-o pe firea. Cât era aia de gură mare, cum zicea ea, că ea se bagă independent, că ea se luptă, că ea își dă viața pentru București. A scos domnul ciolacu ciolanelu din pungă, de la măcelărie proaspăt adus, a scos ciolacul, i-l-a dat pe la nas lui firea. Și s-a potolit și firea, s-a potolit și burduja. O să primească și la un ciolănel. În cazul lui burduja nu știm ce, ce o zvârtă iar aruncă partidul, dar o să aflăm în perioada următoare. O să vă zic și de doamna Firea. Deci gata, Firea nu mai vrea, nu mai are cu problemele bucureștelor, nu mai vrea la primărie. O să fie împreună cu Burduja, doamne cum își bate joc ciolacul de ei, că ăștia amândoi se visau primari. Și se merită unii pe alții. Nu vă imaginați că e ridic un elogiu aici al Luciolacu. Nu! Își merită soarta, da? Toți, toți, sunt la fel, ticăloși, din punctul meu de vedere, nevotabil. Dar el are mai multă putere în momentul de față, în partid și în stat. Și e pe poziție să-și bată joc de ei. Și ăștia înghit că asta este. să dovedește că și firea toată gargarea ei cu București, cu domne, pentru bucureșteni, îmi rup mașa de pe mine, egală cu zero. I-au dat un ciolănel, s-a potolit doamna Firea, nu numai că nu mai face fițe, este și șefa de campanie a candidatului ales, candidatul ales finului Traian Băsescu. Este incredibil, oameni buni, în ce trăim. Trăim într-o novelă de Ioan Luca Caragiale, da? Un medic, un medic Cătălin Cârstoiu. De ce ar vrea un medic presupus profesionist care are o carieră medicală să meargă să fie primarul unor grupări mafiote, numai Dumnezeu știe, dar știm că ei au mai aplicat chestia asta, cu toară și Sorin Oprescu. Țineți minte, alt medic, da? Dar ăla s-a prefăcut că s-a certat cu PSD-ul, că el candidează independent, dar în esență a fost o să vedem, o să vedem cum va decurge campania, ce se va întâmpla. Ce este interesant este că doamna Firea s-a potolit, gata, e șefă de campanie, dragi prieteni, împreună cu Burduja. Ăștia se visau fiecare candidat, erau pregătiți să șară la beregată, unul altuia se sfâșie pentru, ce, pentru funcția respectivă și acum i-au pus să fie șefii de campanie, știți cum e, când doi se bat, al treilea câștigă, da? Și a postat doamna Firea pe Facebook în care spune ea cum s-a luptat ea pentru bucureșteni, cum a făcut, cum a și cum. Dar la final, decizia coaliției de guvernare e clară și nu mai avem de ce să o disecăm. Gat! La final, doamna Firea își asumă și nu mai face figuri, cum ar zice domnul Ciolacu. E, care este Ciolanelu, dragi prieteni? A, vedem și Ciolanelu lui Burduja, da? Oficial, Firea va fi pe lista PSD la europarlamentare. A, nu, alături de Burduja va coordona campania pentru medicul Cristoiu, candidat PMB. Secretarul general al PSD, baronul Paul Stănescu, asta dau eu baron de la mine, că spot media nu scrie așa, dar așa ar fi trebuit să scrie, a anunțat că Gabriela Firea va fi pe lista comună a coaliției europarlamentare și va coordona alături de Sebastian Burduja campania electorală pentru capital. Deci cam asta este, cam... 7.000 de euro pe lună câtea un europarlamentar plus cheltuiel de cabinet. Cu asta, ăsta a fost Ciolănelu. Da, a scos domnul Ciolacu cu Firea! Ia uite! A început firea să dea din coadă imediat. Aport! I-a aruncat Ciolănelu, s-a potolit. Nu mai mârie, nu mai face scandal, nu mai latră doamna firea de la voluntari. Ca să vedeți, mari oameni, mari caractere. Da? Domnul Cherecheș, încă două știri, hai să le zicem pozitive, că azi e ziua știrilor pozitive, toarășul Cherecheș a fost adus în țară, a fost predat înțeleg, va fi în carantină la tribunalul Arad, dacă cam asta au arătat televiziunile de știri. Deci domnul Cherecheș n-a scăpat. Va fi depus la penitenciar. Un alt domn a fost evaluat, îl mai țineți minte pe... Gargamel de la Iași, că la noi este, noi îl avem și pe Gargamel de la Cluj. A nu se confunda. Gargamel de la Iași, domnul Tudorel Toader, a fost evaluat. În sfârșit a fost evaluat, așa spunea dânsul, evaluare, că a făcut o evaluare, da? În sfârșit a fost evaluat corect domnul Tudorel Toader și a pierdut șefia Universității Alexandru Ioan Cuja, Cuza din Iași. Doamne ajută! că eu nu înțelegeam cum poate individul ăsta, oameni buni, cât rău a făcut ăsta țării, când a fost Tudorel Slugărel la Ministerul Justiției pentru gruparea infracțională Dragnea Tăricianu, cât rău a făcut ăsta, oameni buni, e în top 10, da? în ultimii 10 ani. Și el era mare cadru didactic universitar, șef al universității din Iași, da? o rușine. În sfârșit l-au dat jos, oameni buni, în sfârșit l-au dat jos. Fostul ministru al justiției Tudorel Toader a pierdut competiția pentru postul de rector la Universității Alexandru Ioan Cuza de la Iași. Cel care va ocupa această funcție este profesorul Liviu George Maha, ce, care la cel de-al doilea tur de scutin l-a învins pe Toader cu 487 de voturi la 233. Deci totuși a avut domnul Toader 233 de sluci pe acolo prin Universitatea Iași. Vă dați seama ce putre de e situația. E putre de rău de tot la Universitatea Iași. Partea bună e că de două ori mai mulți au hotărât să îl evalueze corect pe domnul Tudorel Toade. Nemulțumit că a pierdut postul, acuză o campanie electorală plină de promisiuni, intimidări, neadevăruri, amenințări pentru preluarea conducerii de către cei care cred că li se cuvine, deși au dovedit contrariu, regret, susținerea și încrederea acordată unora cu agente paralele și multe ori goli și lipsă de caracter. El vorbește de caracter. Doamne Dumnezeule! Zice că va continua activitățile de profesor și de avocat în avocatură. Poate ca profesor trebuie să ai și un anumit standard etic și moral, ceea ce lipsește total la toarășul Tudorel Toader. Am constatat cu toții în epoca Dragne. Semper fidelis, dragi prieteni, pentru mai multe detalii legate de decizia B care a fost anulată în alta curte, vă rog să vă uitați la emisiunea live de duminică.